nu ne duce în ispită. Este rugăciune. Este o cerere pe care noi o spunem de fiecare dată. Ceea ce este însă foarte important este să observăm că noi atunci când facem această cerere, uităm că Dumnezeu e posibil să ne o asculte. Și este posibil ca atunci când ne găsim în fața unei ispite, Dumnezeu să fie împreună cu noi. Dar noi, deși ne-am rugat, să uităm lucrul acesta și să alegem de unul singur, fără să mai băgăm în seamă atitudinea influențată pe care Dumnezeu ne-o transmite în gândurile noastre, în simțămintele noastre, ca o dovadă a ascultării Lui. Biblia spune la Iacov, capitolul 1, cu versetul 13, că Dumnezeu nu ispitește. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Aceasta explică într-o manieră foarte clară ceea ce se întâmplă în momentul în care ești atras spre lucruri despre care știi că nu trebuie să le faci, pentru că lui Dumnezeu nu-i plac. Satana vine în fața fiecărei persoane cu ceea ce știe că îi place. Și ispita este momeala aceea, asemănătoare cu ceea ce se pune în cârligul pescarului profesionist, chiar și amator. Este ceva ceea ce atrage peștii. Este ceva ceea ce place și se consideră că este o binecuvântare. A apărut chiar acum, când îți era foame, când erai întreagăt, când erai chiar în momentul acela. Vai, ce șansă! Dacă o ratezi, s-ar putea să pierzi. Dar aceasta este ispita. Cum funcționează ispita? Fiecare este atras de pofta lui, pofta lui însuși. Și acolo este momit, adică atras și prins. Referința aceasta, dacă Dumnezeu totuși nu ispitește, nu ne duce Dumnezeu direct în ispita aceea, nu ne duce Dumnezeu în locul acela unde știe că ne așteaptă o ispită. Nu. În mersul vieții noastre, Satana pregătește aceste capcane. Vă aduceți aminte că Dumnezeu spunea lui Cain, păcatul te pândește, dar tu poți să stăpânești. Cum poate Cain să stăpânească păcatul? Desigur, printr-o relație continuă cu Dumnezeu.